Hai, noroc, băieții, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, un episod din seria voastră preferată de GTA San Andreas Multiplayer. Băieții, după cum bine vedeți și din titlu, astăzi vă voi zice și vă voi arăta cea mai scumpă mașină de pe server. O puteți vedea și aici, are 2 ori hidden, 226 și 205. Îmi place cum se vede pe NB-ul ăsta. Da, să ziceți acum în comentarii cam cât credeți că am dat pe ea și cam care e valoarea ei, gen. Cred că ați scris. Hai să vă și zic. Este vorba de perennialul ăsta, 2 ori hidden. Am dat undeva la 10 miliarde pe ea. Glumeam, frate. L-am primit gratis de la un abonat și tot gratis o să-l dau unui abonat, pentru că n-am ce face cu perennial 2 ori hidden. Cred că Cătălin... Da. Parcă mi-a zis acum o oră sau ceva de genul ăsta că a luat țeapă. Ce mașini ai? Că m-am jucat puțin înainte și mi-a zis că a luat țeapă cu o fază cu un trade, nu știu ce. Niciuna. Da, frate, ia, hai să ți-o dau eu ție. 3-2-3-2, ID 2-3-2. Are level 12, puțin cam mare, dar totuși o să-i dau lui. Adaugă. Bă, nu știu exact cât face perennialul 2 ori hidden, dar nu știu, sper să se bucure de el. Și până atunci o să facem ceva raport, pentru că în sfârșit avem de făcut raport și dăm bice rău de tot. Poate merge să dăm și un spin. Mai întâi să-i dăm mașina. John, hai să o descui, da. Nu merge. Mersi. Frate, cu plăcere. Nu știu exact cât face. Probabil vreo 5 milioane sau ceva de genul ăsta. Nu știu. Ah, așa. M-am speriat. Nu știam ce s-a întâmplat. Dar după aia am citit că în urma tranzacției ai primit un dolar. Rang 2 n-am luat pentru că n-aveam zile necesare. 5 spin points. E bine. Să mergem cu troacă de asta, da. Dar nu, n-am cum să iau pe băieți. Garde. N-am înțeles ce a vrut să zică. Frate, nu știu ce zice băiatul ăsta. Oante 5 runner. Bă, nu prea am voie după runner, să fiu sincer. Dar eu totuși mă duc. Dacă îmi cere kill, îi dau kill. Dacă nu, îl las, pentru că n-am altă variantă să mă duc după wanted. De filmat filmez. By the way, aceste moduri sunt modurile lui Robert Overhaul. Dacă văd în comentarii un comentariu de genul ce moduri sunt, nu o să răspund la comentariul respectiv, pentru că v-am zis și în video și vă zic și de unde le luați. Le luați pe www.modru.ro/awake. AWAKE, cred că toți știți cum se scrie. De fapt nu sunt modurile lui Awake. Să trăiești tu că iau crash. Probabil nu eu. The line just went dead, what? Probabil nu mai am eu credit sau nu mai are băiatul care m-a sunat credit, dar nici nu știu când m-a sunat. Păi da, se poate, mă, băiță, nu luăm noi crash. Dacă nici eu nu mai iau crash, cine să ia? Hai că am dat un duty, deja au început să mă enerveze modurile astea. Nu știu ce au, până acum mergeau destul de ok, mai ales că am Windows 7. Hai să mă duc să fac și eu ceva raport, să încerc să fac ceva raport, pentru că e lung și e foarte, foarte greu. O să iau un HPV, pentru că ăsta e 100 de bani, eram la Battlegrounds. Nu știu despre ce vorbește. Wanted. Mamă, ce mult sunt. O să mergem după ăsta, că e mai aproape. Hai, frate. H, așa. MDC 810, screenshot, S8. Mi s-a blocat. Am crezut că iar iau crash, că... What the fuck, reducule, ai 50 de FPS-uri? Da, mane, ce să-i și faci? Am calculator slab. Nu știu dacă știați, dar GTA San Andreas rulează pe procesor, nu pe placa video, deci am mai zis eu asta într-un video. Să trăiești tu că e cu Sparrow. Nu, e bine. Ah, era la Curly, am înțeles. Wanted. Hai că dacă e Elon și noi un invite, pe motiv raport incomplet. Ia hai să mergem noi după arme drobăriu ăsta. Nu se dă kill, nu se face nimic. Dacă băiatul ne cere kill, o să-i dăm și free. Dacă nu, nu. Bă, nu știu ce face, probabil aleargă, că văd că se mișcă foarte greu. Da, aleargă. Eu îl cunosc pe Dunhill, e un băiat destul de ok. Hai să întrebăm, mai terminat? Probabil că da, dacă a coborât. Pet. Am la pet, sunt afecat pentru că mereu când îmi pun petul, de obicei stau pe gât și fac ore. Uite că am venit la fix, hai să
29 punct. Aia, el e Master of Deagle. Mamă, ce slab e ăsta, la saie. Când mi-a făcut pană? M-am predat. Am înțeles, nicio problemă, frate. Bă, Lupus Wanted. Cineva prin apropiere, Nix ăsta la 1000 de metri, dar până mă duc eu cu coaja asta cu pană, o să dureze ceva. Bă, măcar am făcut și noi un punct la raport. Ia, hai să dau raport. Abia 4 puncte și trebuie să fac 35. Pus am Wanted, MDC, 2, punct dog. ID dog, MDC 341, SMS 341, vino la mână să ți-o. Stai ca să scriu corect. Ia. Wanted, cum cheamă? Dog. Ia, hai fratele dog la mine să-ți arăt cum se face. Bă, apreciez enorm când veniți la mine și aveți Wanted să-mi și-mi cere skill, mai ales când aveți drept de predare. Ți-ai făcut server de SAM? Nu. Hai să vă zic în care e faza idei, că am făcut ieri un live, pe un server de SAMP. Dar am avut admin 6 și am pus titlul la live, îmi deschid server de SAMP. Și am primit și foarte mesaje de la scripter pe fanpage, că bă frate, te ajut eu să scriptez, să nu știu ce. Nu frate, nu vreau. De fapt, nu știu, oarecum dacă sunteți scripter buni și vă pricepeți ca lumea, oricum eu o să vă testez, să-mi dați mesaj pe fanpage. Bine, trebuie să aveți minim 16 ani, pentru că vreau să am cu cine să mă înțeleg. A, dar n-am nicio șansă cu coaja asta să mă duc după T-Dog. Deci nu mi-am făcut server de SAM, nici nu știu dacă o să-mi fac, e o muncă foarte grea. Dar cine știe, dacă dau de un băiat, a intrat în jail-ul ăla, jail, nu cu Wanted, jail-ul DM. Bă, nu e frumos din partea ta dacă faci DM, frate. Să trăiești tu că ei are o creșă.